Ți-ai fi dorit să am o altă meserie? Ce iese din sângele meu, trebuie să fii mușcat. La ce vârstă te-ai apucat de fumat? Uite cum îmi tremură mâna. Hai, acum să văd. Dacă ai afla că soțul meu are o relație cu o altă femeie, mi-ai spune? Dar nu ce spune, cum să spun? Ai chile de la școală? Ce ai lipati pe bandă? La lipati? Cea mai mare sumă pe care ai câștigat-o la o nuntă. 200.000 de ăștia mari. Ai furat vreodată bani de la mine? Dar de ce întrebările tale sunt atât de grave? Am fost vreodată la un pas de faliment? Aici scrie cec în alb. Ei, salut, eu sunt Sherry și bine v-am regăsit la un episod foarte, foarte special al testului poligraf. Invitații mei de astăzi sunt Carmen Minune și tatăl ei Adrian, copilul Minune. Aplauze pentru ei, dragi prieteni. Să se facem galerie singuri. Vreau să vă mulțumesc în primul rând foarte mult că ați venit. Știu că sunteți foarte ocupați. Bună, bine te-am găsit. Bine v-am găsit. Mă bucur că v-am prins și sunt tare curios ce rezultat va avea acest test poligraf, având în vedere, adică tu... Cumva mai prins, să știi, cumva mai prins datorită lui Carmen, pentru că avem o emisiune, ceva, nu te interesează, bine, tata, hai că merg. Vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Carmen, care ia a tras pentru mine să te avem astăzi aici. Vreau și eu să spui, iartă-mă că te-am întrerupt, ce ți-am zis când m-ai sunat? Recunosc, când am sunat-o, mi-a zis, băi, eu fac tot posibilul, dar tata nu cred că o să vină sau poate o să... Cred că ți-am mai zis să nu-l suni. Dar nici n-aveam numărul tău. Noi ne-am mai întâlnit pe la evenimente, dar n-aveam contactul tău. Mi-a zis, e posibil să vină sau și după aia să nu mai vină. Este, nu pot să promit nimic. Da, pentru cei care nu știu, să ajungi la un moment dat să te saturi de evenimente și să nu le mai suporți, la un moment dat cred că ajungi să refuzi și celelalte evenimente, înțelegi? Și consider că tata e în punctul în care chiar își permite să nu mai facă nimic. Pentru că pe 24 de septembrie ajunge la vârsta de 50 de ani. Da, și fac și un mare spectacol pe arenele romane. Vă aștept cu mare drag. O să vă anunț când o să pună biletele în vânzare. Arenele romane chiar de ziua ta. Chiar de ziua mea, 24 septembrie, 40 de ani de muncă și 50 de ani de viață. De la 10 ani în acest domeniu artistic senzațional și omul în continuare muncește și de ziua lui, ceea ce mi se pare absolut incredibil. Dacă tot vorbim de evenimente, dragi prieteni, nu pot și eu să nu vă spun de Bass House The Movie, unde deja puteți să cumpărați bilete și aveți link-uri în descriere din 23 aprilie în toate cinematografele. Acestea fiind spuse, sunteți pregătiți? Putem începe? Let's go! Hai! Hai să vedem prima întrebare! Dar înainte să începem, aș vrea să vă rog din suflet, dacă n-ați făcut-o deja, să apăsați acum pe subscribe și pe clopoțel, asta fiindcă mai mult de jumătate din cei care mă urmăriți pe acest canal nu sunteți abonați la el. Mersi frumos! Taticul meu! Începem așa, cu ceva easy. Ia zi. Pe cine iubești cel mai mult? Pe mine, Adriana sau Adi? Am zis că e ușor. Sunt iubiri diferite. Tu ești primul copil, Adriana și Adi. Pe fiecare vă iubesc altfel. Ce pot să zic? Pe mami iubesc cel mai mult. Și e sincer. Nu pot să cred. Păi dacă nu se iubeau ei, n-apăreați voi. Deja e cu lacrimi. Regreți faptul că, fiind plecat mai tot timpul la cântări, ai pierdut momente importante din viața mea ca și copil? Da. Și normal că regreți, da. Pentru că atât timp cât ești artist și ești talentat de la Dumnezeu, trebuie să sacrifici viața ta ca artist. Trebuie să ai grijă de muzica ta, trebuie să ai grijă de clipurile tale. Bine, pe timpul ăla nu erau clipuri, nici nu era internetul pe timpul ăla. Da. Pe timpul erau televizoarele, era un diamant sau un Venus care voi rulează prin stat. Dubele alea, mini-frigiderele. Da. Wow, chiar emoționant. Într-adevăr, e greu să balancezi munca de artiști cu viața. Nu, dar eu și acum tot sunt cu munca. Dar presupun că și place. Adică nevoia materială normal, de lor este probabil păi, satisfăcută. Dacă strânge stradă la Dumnezeu, e păcat să las... Bine, nici nu-mi doresc să mă treacă să fie strada pe la 70 de ani, adică să cânt. Trebuie să am grijă că am două nepoțele frumoase. Ai fi dorit să am o altă meserie? Nu. Pentru meseria asta am optat, de-aia m-am intrat la școală, de-aia m-am învățat și te-am învățat și ce iese din sângele meu trebuie să fii muzicant. Și e sincer. Deci tot ce iese din sângele Adrian Minune, muzică. Da, cântăm toți. Și câinii cântă la noi. De data asta îți confirm, să știi, că s-a dus și mai departe, pentru că și Sophie, care este nepoata lui, da, are inclinații către muzică. Adevărul e că se transmite și prin genă și, da, și pe lângă asta talentul la tine e unul indubitabil și probabil la fel și munca și seriozitatea. Deci, practic, te-a și încurajat. Adică nu doar că nu te-a descurajat, dar în mod activ te-a împins către cariera asta. Care au fost primii tăi pași în muzică? Prima chestie în muzică. Momentul când i-am făcut tatălui meu o surpriză, el nu știa de talentul meu. Eu mi-am descoperit talentul la 14 ani și mama a zis, ok, ești făcută pentru asta, gata, știm ce ai de făcut în viața ta, mergem la studio, îi facem o surpriză tatălui
tău, te urci pe scenă și la 12 noapte ai cânti Hurt Christina Aguilera. El știa că a plecat într-o tabără ceva la școală și la 12 noapte am apărut în roche de seară. Era și prima dată în viața lui când mă vedea ca o domnișoară, știi, roche de seară, părul lung pe tocuri și am apărut din întuneric, știi, într-un cu un spot pe mine. Și în momentul ăla, și eu și el, cred, și mama, am conștientizat că da, asta ne dorim, asta îmi doresc să fac, știi? A fost pentru prima dată când m-am urcat pe o scenă, a fost pentru prima dată când am intrat într-un studio și în momentul ăla, când cu microfonul cântam și mă uitam la oameni de pe scenă, am zis, ăsta e locul meu, asta vreau să fac cu viața mea. Cum te-ai simțit tu în momentul acela, surprinzei? Există pe YouTube. S-a ascuns după un stâlp ca filmat, să plângă. S-a filmat? Da, la Măruță e. Există pe YouTube. Și pe această cale îmi cer scuze celor care se uită pe YouTube. Așa sunt eu, mai plângăcios, mai sensibil, mai artist, pentru că nu poți să fii artist dacă nu ai sufletul mare. Eu sunt mic, dar sufletul meu e cât casa poporului. Da, el plângea de la masă, din public, practic, și eu de pe scenă, nu mai puteam să mai cânt, îți dai seama. Da, nu știam momentul, dar mi-imaginez că a fost unul spectaculos. Da. O să căutăm când terminăm emisiunea. Chiar aș fi curios să-l văd. Te-ai bucurat atunci când am ales alt gen de muzică, ci nu manele? Da, m-am bucurat. De ce? Pentru că, așa cum unii știu, muzica noastră tinde către multe pături sociale. Și la cei de high class și medium și foarte jos, care cunoști niște oameni odată când sunt... n-au băut nimic, la urmă îi cunoști și când sunt mediu și la urmă și când... Nu mai răspunde faptele lor. Exact. Da. Și eu îmi răspund sincer. Până acum a fost sincer la toate, nu? Da, foarte sincer. Nicio minciună. Și sincer, acum v-ați mișcat până acum, nu știu dacă vedem vreo minciună, dar noi suntem aici să anchetăm. Eu am fost sincer toată viața. Asta dacă... a fost singura minciună. E adevărat? Nu știu. Hai, mai departe. Asta e și secretul când mint, să iei omul pe pregătite. Dacă ar trebui să alegi între a rămâne Adrian Minune toată viața, dar a nu mai avea familie, gen noi nu existăm, sau a ne avea pe noi, dar Adrian Minune să nu fi existat niciodată, ce ai alege? Bineînțeles, familia, e normal. Nu ți alegi faima ca să nu ai familie. Eu sunt omul care, chiar dacă mai greșesc, familia e familie, indiferent de situație. Așa alege familia, nu Adrian Minune. Ce sincer. Acum vine una grea, la care știu răspuns. Întrebarea roșie. Nu chiar, întrebarea roșie, că am lăsat-o la final. Hai! Și aia e bună, rău. Bada. Dacă ai afla că soțul meu are o relație cu o altă femeie, mi-ai spune? Nu. Ce sincer. M-ai lăsat așa proastă? Ce nu știu, dar nu te doare. Ce spune? Cum să spun? De ce n-ai spune? Dacă ești proastă, trebuie proastă. Noi bărbații mai greșim. Adică dacă îl văd pe ăla că stă, cum stă boul la vacă, nu, niciodată. Dar ce? E adevărat. Bine, discutăm noi acasă. Dar ai mustra, adică i-ai spune că e obraznic. Lui i-ai spune ceva, ok, e treaba mea, e treaba mea ce aș spune. M-am gândit să pun întrebarea aia altfel, dar după aia zis să fiu drăguță, am vrut să zic ce ei face. Sau dacă ei face deci ceva, dar... Deci ei nu i-ai spune nimic, n-ar ști. Nu mi-ar spune. Dar lui i-ai spune ceva sau i-ai lăsa întreaba lui? Bineînțeles că i-aș spune, da. Să nu mai repete. Dacă ar fi o singură dată și ar fi doar nu, o fantezie. Nu, am zis, am trei rânduri de creier. Am zis așa. Dacă ai afla că soțul meu are o relație deja, relație, în paralel cu mine, cu o altă femeie, m-ai lăsa așa, la lung, gen... Amantă cu acte în regulă. Relație... poate să fie... relație sexuală poate să fie, imediat, atunci, cu doamna. Dar nu așa pe care... Ai tot relație, nu? Nu, relație să afli că e deja cu una de mult și că eu dorm pe mine. În timp ce e cu mine, e cu alta. Ce-ar spune maică ta? Stai liniștită, mai departe. Mama, da! Dacă ai zis de mama, ai putea trăi fără mama? Nu. Și este sincer. Ai frica de singurătate? Da. Sincer în continuare. Care a fost, ca să scăpăm de lacrimi, cea mai mare sumă pe care ai câștigat-o la o nuntă? Adică o cântare legată, poate un program pauză, dar cei mai mulți bani cu care ai plecat într-o noapte? Având în vedere că am schimbat multe generații, am schimbat și culoarea banilor. Bagnote, da, ok. Multe bagnote. N-ai calculat niciodată. Și mi-e greu să spun. Pot să spun că am luat bagnote de câte 10.000 de lei, de la ora 10 seara până la 12 a doua zi, fără să mă opresc. Cât înseamnă asta așa? Acum? O amintire pe care o ai de la o, poate nu cea acum mai mare, 200 dar... de mii de ăștia mari, de euro. De coco, 200 de mii într-o seară? Da. Wow. Am dat de cineva care nu dau nume, era fanul meu și a zis, bă, vreau să văd dacă pot să-mi cânti câți bani am eu.
Și oricare mai de alea de 10.000, alea de Bălcescu, nu știu dacă le-ai prins, cred că știi banul ăsta. Deci, da. Deci 200 de mii pe vremea aia, adică însemnau altceva. În ce an se întâmplă asta? Acum 30 ani. Mai ții minte unde? Poți să spui cam unde? Pe Ștreandra Titan. Pe Ștreandra Titan? Da. Câți oameni aveai? De la un singur om am primit banii ăștia. De la un singur om? Și cum faci? Că presupun că însemnau foarte mulți bani. Ai oameni care... Aveai niște câți băieți aveai care se ocupau să iasă? Păi era o masă de asta plină de bani. Wow. Câți băieți. Ți-a rugat cu ei în piept așa. N-aveai pe cineva să iasă? Omul era, cum? Avem. Aveam și avem. Perfect. S-au mai întâmplat de multe ori așa când trăi cu 200 de mii sau aia a fost una... În America s-a luat mulți bani și în România s-a luat cam aceeași sumă, în Germania, în 90, a luat 60.000 de mărci, imediat după Revoluție. Incredibil. Am fost vreodată la un pas de faliment? Noi? Noi ca familie. Nu, niciodată. Niciodată n-am simțit asta noi ca copii? Noi n-am avut niciodată. Nu, n-ați simțit și nu o să simțiți pentru că aici scrie cec în alb. Deci niciodată n-am fost la un pas de faliment? Nu. Tare rău. Niciodată. E sincer? Da. Vă temeați voi de treaba asta? Păi nu, dar sincer, acum ca adult și că știu ce înseamnă o situație financiară și... Păi gândește-te că erați toți trei la școala americană și venea trimestru și trebuia să plătim 30.000 de euro pe trimestru. La asta mă refer, știi că noi acum ca familie și eu am o fetiță de 5 ani și ne menageriem banii eu cu soțul și cheltuielile și asta și tot timpul m-am gândit, bă, dar ai mei, nu i-am văzut să-și lucreze banii sau să se gândească cum facem, cum astea, a mers tot așa, noi niciodată copiii n-am știut. N-am fost nici răsfățați la maxim, la modul, aveam un buget anume, da. Nu primeam lucruri. Dar nu știați că ar fi vreo problemă sau, mamă, cum să facem cu banii? Sau... Niciodată. Pot să spun că am avut datorii, tată, nu spune nimeni, dar datorii cred din astea... Cred că cu toții la un moment dat am avut. Datorii pentru că eu toată viața mea am fost dator la mașini. La mașini? Cum așa? Da. Pentru că e foarte greu să-ți cumpere o mașină de 3-400. Eu mereu spun că fiecare om bogat trebuie să aibă o gaură în buget. Unii au cu cazinourile, unii au cu plăcerea asta cu mașinile, unii au cu... Da. Ce-i zice tată dacă, prin absurd, că legal nu prea pot, aș vinde Lamborghini-ul, Ferrari-ul și geleul meu și mi-aș face vilă cu piscină în Miami? Dacă ai face chestia asta, pe în primul rând nu poți. Păi am zis prin absurd! Am zis prin absurd. Să presupunem că mi-a capul razna. În primul rând că nu poate să stea tata fără tine. În Miami aș putea să mă mut eu să vă las eu. Nu, eu cu mami aș putea să mă mut. Iar, nu știu, întrebarea asta nu e bună, pentru că nu... Ce mi-ai faci? Nu, întrebarea era dacă te-ai supăra că ți-ai vinde mașinile. Dar nu m-ai supărat, tată. Dacă te-ar pedepsi, pune și tu întrebarea. Hai bine, mai pedepsi? Dacă te-ai muta acolo... Dacă ți-aș vinde mașinile. Trebuie să mă întrebi înainte de emisiune. Pentru că nu există... E clar că ține la ele rău de tot, vă zic eu. Da, mare să trecem peste. Moștenii, vă zic eu adevărul. Să trecem peste. Să trecem peste, bun. Nu-mi lași mie toată moștenirea? Cum? Îmi lași mie toată moștenirea? Nu. De ce? Este sincer. Pentru că avem 3 copii, tată. Mă gândeam că sunt și eu copilul preferat. Bine, fie. Păi da, dar toată? Am zis să încerc. Așa nimic să nu rămână și pentru restul. Pot să spun că dinainte ai lăsat tot lui maică ta. Ah, deci la ea trebuie să pun pile, bine? Bune, eu am semnat de acum 3 ani, am semnat o foaie în care soția are dreptul să semneze pentru mine și lasă-i tot. Exact ce spuneam mai devreme, dacă ai scrie cec în alb, ce mai trebuie mie? Am înțeles. N-am murit nimeni de foame niciodată, să știi. Nu suntem în Africa, în partea cealaltă, că sunt și africani bogați. Câți ani crezi că avea cea mai bătrână doamnă care s-a dat la tine? 43, când aveam eu 20. Nu pot să cred. E sincer. E sincer? Mă așteptam și mai sus. Câte iubite ai avut înainte de mama? O stradă întreagă. Câți ani aveai? Toată strada lui maică-ta. Da, nu erai faimos. La cântă de la 10 ani? La 10 ani eram prim solist la Cântarea României. Aveam în spate 100 de oameni cu vocile curate, fără instrumente. Pe vremea lui Ceaușescu. Pe vremea lui Ceaușescu. Ce era, că n-am trăit. Cântarea României era un sigur spectacol pe an, care acolo participau școlile. Iar eu eram prim solist. La 10 ani. Și aveam în spate oameni în toată firea, adică oameni de la școlile de muzică, profesori. Și asta s-a tradus și în multă, în faimă pe strada... Da, da. Pe strada viitoarei soții. Da. Cum? Strada Fericirii? Strada Fericirii. Așa, chiar așa se numea? Nu se numea. Era fericirea lui. Strada Fericirii tale. Strada Fericirii mele. E sincer? Da, a fost sincer. Dacă ai fi fost femeie, ai fi rezistat 35 de ani lângă Adrian Minune ca soție? Nu. De ce? Și e sincer. Pentru că nu aș rezista să stau cu Adrian Minune. Eu dacă aș fi Cati, nu aș sta cu Adrian. De ce?
Pentru că nu neapărat persoana faimoasă din omul respectiv este cine este, ci carnea, carcasa care o ai în față, trebuie să fie doar a ta. Deci noi aici suntem niște carcase, doar carne. Sufletul este cel de sus, divin, de la Dumnezeu. Tu ai pe mine în față o bucată de carne care vorbește cu tine și vrei să știi dacă spune adevărat sau fals. Sufletul contează. Urmează întrebarea roșie. Este adevărat că nu am apelat niciodată la relațiile tale, astfel încât eu să pot obține vreun rol, să câștig vreun concurs, să iau vreun casting, contract sau vreun premiu la școală sau în muzică, dans și actorie? Este adevărat că nici tu, nici Adriana, nici Adrian nu ați apelat la mine. V-am lăsat să vă descurcați singuri, pentru că așa mi se pare normal. Și toate meritele voastre trebuie luate prin a fi tu. Tu ești Carmen și chiar mă bucur că nu ai ales genul meu de muzică, pentru că e foarte riscant. Și e sincer. Mă bucur pentru că am ocazia, odată pentru totdeauna, să scap de toate acele, da. Știi tu. Eu îmi imaginez cum este, îmi imaginez cum e să ai succes și făcut pe munca ta, pe pielea ta și tatăl tău având de asemenea un renume mondial în muzică, toată lumea probabil, sau nu toată lumea, dar să fie multe voci care să spună în continuu, da mă, normal că pentru că tatăl ei e adiminune. Fiecare rol, fiecare premiu, fiecare laudă pe care oamenii mi-au dat-o, fie online, fie la televizor, fie oriunde, fiecare... piesă lansată are un comentariu sau este cineva care tot timpul zice da mă pentru că taică tu. Până și pe TikTok la clipuri random primesc încă până în ziua de azi și am 26 de ani și fac muzică de 10 ani și în ziua de azi primesc comentarii de genul dacă nu era taică tu. Oamenii ar trebui să gândească că eu pot să fiu o pierică în viața ta. Că genul nostru muzical, poate de unii, este condamnat. Adică bă, noi nu ascultăm manele. Da. Până într-un punct așa a fost, da. Carmen cântă alt gen de muzică și poate, datorită genului meu, ea poate să fie un impediment în viața ei. Da, așa e, da, poate fi și ceva, așa e. Până într-un punct, mie mi-a luat foarte mult să fiu aprobată de, nu știu, radio-uri, de... Doar pentru că ești fata lui Adiminuni. Da, da mă bine, oricum o să cânte manele la un moment dat. A, că vremurile s-au schimbat și în prezent nu mai e așa nasol că toată lumea ascultă manele și toată lumea spune acum sușitare că... Și ne place trendul ăsta și tu toți vrem pop, să... s-au manelizat foarte mult. Da, este altceva, dar până într-un punct mie mi-a fost foarte greu să scot capul sus și tare și să zic eu sunt Carmen și sunt fata lui Adrian Menune, pentru că oamenii unii aveau priviri de discriminare, alții spuneau din start, da mă bine, a vorbit taică, s-a făcut taică și tot așa mai departe și atunci îți mulțumesc Shelly că mi-ai dat ocazia, odată pentru totdeauna, printr-un test poligraf, să confirm faptul că niciodată tata nu m-a ajutat prin relațiile lui sau așa mai departe. Să ajung unde sunt. I-a atestat aici, da, a fost sincer. Mulțumesc. Atestat de Octavian. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Te-ai fi dorit să ai un tată celebru? Da. Și este sincer. Ce tare ești. De ce ți-ai fi dorit să ai un tată celebru? Aș vrea să-l cunosc pe Adrian, cel care ar fi avut totul la picioare și drumul asfaltat cu diamante. Nu pe cel care a crescut sărac și mai târziu a evoluat. Da, dar uite ce frumos e că poți să oferi tu copiilor tăi mai departe. Da, dar ei nu știu să facă diferența între a nu avea mult timp, da, și a avea mult timp. Sincer? Că una e dacă n-ai odată, hai, băi, a fost, asta e, da. Că ai spus mai devreme cu frica de faliment. Dacă n-ai odată, bă, se întâmplă, hai, dar dacă n-ai mult timp să-ți revii de jos e greu. Da, dar și dacă aveai drumul cu diamante, n-ai fi știut niciodată. Păi da, dar aș fi vrut să-l cunosc pe Adrian, cel care merge pe drumul asfaltat cu diamante. Sincer, asta vreau să zic că sărăcia te-a motivat și ți-a dat drive-ul ca zi și noapte să nu te odihnești până când tu nu atingi scopul. Așa e. Este foarte important ca și copiii de bani gata, sunt mulți copii de bani gata care nu ajung niciodată să aibă nevoie, să fie nevoie să se ridice din pala 7, să se ducă la muncă sau... Și ajungi la concluzia că, bă, n-am nevoie să muncesc. Eu la 10 noaptea îmi făceam baie în Albie, la 11 sforoiam. Când aveam 90 ani. Da. Și noi trebuie să conștientizăm. Botezam dimineața la 7, munceam la școală. Dacă aveam sandwich bine, dacă nu, vedeam ce ghiozdane mai sunt pe acolo. Și apoi, la 13 ani, aveam 100.000 la cec. Ce schimbare. Consider că ai avut un mare noroc să începi de tânăr pe drumul acesta? Consider că Dumnezeu mi-a dat acest har ca să pot cânta și să nu mi se schimbe vocea la pubertate când ajungi la maturitate, să zic așa. Da? Pentru că noi când am fost copii aveam o voce, după aceea se schimbă vocea și nu mai poți să cânti la fel. Iar eu când de la 10 ani, de la același tonul muzical, datorită lui cu lămare.
Foarte frumos spus. Și hai să vedem și ultima întrebare de la Carmen. Dacă ești mândru de mine. Ce părinte n-ar fi mândru de copilul lui? Și e sincer. Și încheie glorios. Și încheiem glorios fără nici o minciună. Mamă! Nota 10 perfect pentru Adrian Minune la testul poligraf. Aplauze. Acum Carmen. Presiunea este foarte mare. Hai să facem schimb de locuri să vedem cum te descurci pe scaunul de poligraf. Let's go. Deci, domnișoara Simionescu, doamna Simionescu, fata lui Adrian Minune și a lui Ecaterina. Căplescu e numele meu după soț. Da. Da. Cât te iubește tata și uita cât te-ai măritat. Pe cine iubești mai mult? Pe mine sau pe mami? Pe mama. O notez, fii atent. Și e sincer. E și el. Mi se pare normal ca fetele să-și iubească mamele, nu? Ci că nu, ci că e o regulă ca fetele să-și iubească tații și băieții mamele, dar eu am stat foarte mult cu mama. Asta vreau să spun, tati. De asta. Pentru că eu mi-am sacrificat viața, mi-am sacrificat familia ca să stau cu fanii. Iar acum cât mai am de trăit, o să încerc să stau mai mult cu familia. Dar e târziu pentru că fetele s-au făcut mari, copiii s-au făcut mari. O să stau cu nepoții, da? Cu Sofie și cu Noam. Deci cu mami, foarte repede, tati. Ia dă un car de control, bifează pe foaie. Da, păi normal. S-a tăiat din alocație. După aceea, după emisiune, avem întrebări. Am înțeles. Cum are și ea la mine. Am înțeles. Ce alege între muzică, dans și actorie? Muzică. Și este sincer. Muzică. Ai cochetat și cu actoria și cu dansul în viața asta? Da. Am făcut cursuri de actorie, am făcut cursuri de dans, am făcut cursuri de tenis, basket, volei și așa mai departe. Le-am făcut pe toate. Am făcut de toate. Am, are și câteva filme la activ. Am jucat în serialul Clanul de la ProTV. Am jucat, acum am rolul principal într-un musical care se numește Heartbeat. Se joacă la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian și vă aștept pe data de 25 aprilie. Care a avut premiera pe 3 martie cu sala, cu toată sala în picioare. A fost fenomenal. E un lucru nu nou. Nu știam, eu știam doar cariera muzicală, sincer. Da. Mi-e rușine că nu știam, dar habar n-aveam. E foarte greu ceea ce... Anul acesta a început cu noi provocări și în primul rând cu acest proiect, care musicalul, pentru cei care nu știu, cuprinde și dans, și actorie, și muzică. Este o piesă în care se cântă 2 ore și jumătate și cu atât mai mult am rolul principal și asta pentru mine a fost un challenge foarte mare. M-a scos din zona mea de confort. Cum altfel să evoluez dacă nu așa? Foarte tare. Mă bucur că reduci pe toate. Ai fi preferat să fii singurul meu copil? Înainte de a da răspunsul, vreau să zic că îmi iubesc frații enorm, nu văd viața fără ei. Și mă uit la alți prieteni de-ai mei care nu au frați și sunt foarte... Singuri. Singuri și se iubesc pe ei, mai mult pe ei decât pe oricine altcineva. Individualiști, narcisiști, da. Dar într-un colț al sufletului meu așa, parcă mi-aș fi dorit să fiu în centru atenției. Și sincer. Cred că da. Wow. Au ieșit lucruri râte de aici, mă rog. Acasă te iau, frați, în primire. Ce face fără Adriana? Să mă bată ăștia de acasă. Ce face fără Adriana, fără Adrian? N-aș putea să trăiesc fără ea. Așa am început răspunsul. Sunt viața mea, amândoi sunt. Oricum, tu ai fost un copil mai dificil din ceea ce a trecut tati pe acasă. Da, bine. Da, până la urmă, mai bine să fii sincer și decât chiar, să iasă că minți. Chiar sunt că sincer. Tot am o întrebare gravă acum. La ce vârstă te-ai apucat de fumat? Hai, acum să văd. Uite cum îmi tremură mâna. La 18 ani. E minciună. Este minciună. Este minciună? Nu, e adevărat. Vrei să zic și de ce? De ce ea? Pentru că n-avea școala spate. Nu, stai să zic. Că n-avea școala spate. Nu, hai să zic, e adevărat. Jur că e adevărat. Poate ai încercat odată mai când erai mai mic. Bă, da! Nu pot să cred testul ăsta și mai multe decât știu eu, stai. Da, ai dreptate, mi-am amintit că, da, am încercat toată când eram eu mică și... Mamă, stai să zic una bună. Tu nu trebuie să auzi lucrul ăsta, poți să-mi spui bine la urechi. Ce sunt ochi urechi la tine? Chiar m-am enervat. Eram la... Dă din picioare, voi nu-l vedeți, pe să mă asunt atent. Hai! Și limi, ești dator rău de tot. Adevărat. Bine, deci prima dată în viața mea, cred că aveam 14 ani și am ieșit în parc la bunici și mi-a zis, toți fumau și fetele și băieții și am zis, ok, dă-mă și mie, dacă toți erau șmecheri, am zis, ok, dă și mie. Ce că știi, erai șmecheri dacă trăgeai de țigare, tata? Păi dacă toți fumau. Nu ce rușine, mă, tata, mă. Și mi-au zis așa, fiți atenți. Și că tragi un fum, zic, bă, nu, încă mă neg, face, vine tata, ca să tragi, și am tușit și am zis, eu nu fumez în viața mea din punctul ăla.
Sunt copil bun, jur cu mâna pe inimă că sunt copil bun. Așa că te-am văzut că te mai pitești, că fumești de mine pe aici, pe acolo, pe acolo. Așa, și după aia la 18 ani am zis, bă, sunt majoră, mi-a luat permisul. Îmi iau și un pachet de țigări. Dar nu, să nu afle tata. Acum, Shelly... E fals, 100%, a fumat. Din viziunea mea de părinte, așa, și scanând persoana din față și... Reacțiile. Analizând vorbele spuse și timbrul ei vocal, a răspuns fals. Bun, s-a notat acolo fals, da? Da, aici? Da, da. Aici e F. F. Da. Ai chiulit de la școală? Da. Este sincer. Da. A făcut gestul ăsta. Ai dus. Adică, da. Da, se putea chiuli la școala americană? Acolo nu se putea chiuli, dar mai târziu m-am mutat la Lipati. La Lipati pe bandă. La Lipati? Soția mea a hotărât dacă copiii mei au talentul ăsta de a cânta și de a pe toți. Deci toți trei au fost la o școală, apoi toți trei la Lipati. La școala americană, apoi turcă și apoi școala de muzică. Olga Gudi International School, International High School Computer of Bucharest, ICHB, și apoi Lipati. Urmează o întrebare care deja mi-ai dat răspunsul mai devreme, dar vreau să o auzi. Când m-ai mințit ultima dată? Și scriu aici direct, acum. Exceptând situația, exceptând situația asta. În afară de acum? În afară de acum, hai. Când am vorbit la telefon ultima dată. Da, știu de ce, nu? Că n-aveai 6 minute, aveai mai mult. Nu, azi, când am vorbit azi. Când am vorbit la telefon ultima dată și m-ai întrebat de jobul ăla, dacă îl iau sau nu. Și eu am zis, da, îl iau. Și tu ai zis, păi, și cu ce vii? Și eu am zis, cu band-ul. Gen, ca să iau treaba, îți dai seama, nu? Eu n-am niciun band, gen. Asta a fost minciuna, că... E sincer. Nu, că facem tot posibil, cum e? 3 secunde... Deci cu ce show, cu ce band? A venit o cântare. Așa? Și am zis, da, îl luăm, o luăm cântarea acum, pe 18... Da. Acum? Așa. Și da, hai să o luăm. Hai, păi și cu ce vii? Cu band? Da, cu band, am band. N-am niciun band. Dar facem, în 3 secunde dăm telefonul, păi și s-a făcut band-ul. Adi te-a sunat să spună de cântare? Da! E și... Tu te ocupi cu... Nu, m-au sunat niște prieteni de-ai mei, dacă copiii care fac petrecerea sunt fanii Carmen. De fiecare dată când am o propunere de genul, îmi managerez show-ul astfel încât să se preteze perfect pe tipul de eveniment. Dacă merg la club, merg bineînțeles cu dansatoare. Dacă merg la scenă, la private, îmi aleg un band. Dacă merg la evenimente din acestea, gen zi onomastică sau așa, merg cu tobe, cu nebunii, adică sunt mai multe formule de show. Da, da. E clar că nu am în momentul de față un band stabil format al meu și de asta am zis, da, numai ca să iau treaba, în ideea în care fac eu ce-o fi să iasă bine. Am și înțeles. Adică, o rezolv. Niciodată... Își dă interesul pentru că, da. Scuze-mă că ți-a vorba tati, își dă interesul pentru că ea face repetiție înainte de eveniment, adică... Și a 4-5 băieți, bă, uite, avem de cântat asta, asta, asta. Și când a fost pe la radio, pe unde a fost, tot așa a studiat înainte ca să ajungă să cânte live. Poate tare. Se vede că și talentul și seriozitatea aia. Putem trece la întrebarea numărul 7? Da. Te-a acoperit mami vreodată sau ați avut secrete pe care eu să nu le știu? Da. Este sincer. Spune numai bile negre acolo. Unul mai grav, așa? Pe asta am trecut-o cu bilă roșie. Adică ce înseamnă bila roșie? Bila roșie, asta înseamnă cameo de întrebat după emisiune. Aha. Pe ea odată și pe mami odată, să văd dacă se leagă. Dar nu trebuie să mă întreb, pentru că e un secret, știi? Am înțeles. E un fel de procuratură. Am înțeles, o anchetă internă. Ai furat vreodată bani de la mine? Dar de ce întrebările tale sunt atât de grave? Vrei să mint aici? N-are este loc. Sincer. Când era mai mic, îți dai seama. Da. Sincer, vrei să zic adevărul? Da. Păi venea acasă cu bani în toate buzunarele. Lasă acolo la pantalon, la găseai pe noptieră, pe peste toți. Nici am luat ieri un sac pe mine și am găsit 50 de euro în stânga. Și că te cați. Da. Deci ai mai ciubuit o dată, de două, de era obicei? Nu. Tot timpul mi-a fost, în primul rând, respectul pe care l-am față de el, în al doilea rând, rușine să fac așa ceva, dar s-a întâmplat, la nevoie. Dacă ar trebui să alegi o singură persoană cu care să îți petreci tot restul vieții, care ar fi aceea? Fata mea, clar, Sophie. Fata ta, nu? Da. Ce sincer. Oh. Sincer și frumos. Ai bătut pe cineva vreodată? Da. Rău. Sincer. Pentru sorme. Asta dacă ai băut pe
Nu, n-am băut, n-am băut. De bătut în legitimă apărare sau aperi pe sora ta? Sau cu sora ta ai bătut pe altă persoană? Nu în legitimă apărare, că nu dă de personal în mine, dar să-mi apăr orgoliu familiei. Am înțeles. Ne jucam în fața blocului, eram mai mici, sora mea a primit o piedică, mă rog, ne jucam cu elasticul, era un joc în spatele blocului când eram noi mici și o fată i-a tras elasticul de sub picior și a venit cu bărbia în asfalt. Și bineînțeles că am răbufnit, bă, te-am văzut, cum să faci așa ceva, nu știu ce, dar mă, tu cu tactul ăla, piticul. Și am văzut negru fața ochilor. Ce ai zis, mă? Și efectiv mi-a... A procedat corect? Da, foarte bine a procedat. Și vrei să știi lucru amuzant? Că după a venit tatăl fetei la noi la balcon, stăm la parter, știi? Și a început să strige, țiganii, vă duc la televizor, vă omor, vă fac, vă nu știu. Și mama, ca să împace situația, făcea așa, bătea din palme. Nenorocito! Ai dat în copil! Te-ai folosit vreodată de numele meu ca să intri în cluburi sau restaurante? Eram sincer. Ce rost avea să mint? Știu întrebările. Bine, sincer. Acum o să creadă lumea că fac asta constant. Sincer, urăsc să fac lucrul ăsta pentru că mă respect pe mine, pentru că am 26 de ani, nu mai pot să zic că, știi, sunt fata lui, bagă-mă și pe mine. Dar sunt cazuri grave, nu, așa. Acum, și acum, nu mint, adică zic pe bune, și acum, sunt cazuri grave când, bă, arde ceva rău de tot, ca de exemplu, nu știu, noi fetele ne punem gene și trebuia să plec într-o vacanță a doua zi și în ziua respectivă nu aveam gene și am zis... Sunt la 3 saloane, cele mai bune saloane ever și găsesc eu o programare, nu? Femeile știu că nu găsești niciodată în ziua aia programare pentru în ziua aia. Și am sunat la 3 saloane, n-am reușit la niciunul și la ultima am zis, eu bag pe asta, că e ultima mea șansă. Alo, bună ziua, sunt Carmen, fata la Adrian Menune. Vreau și o programare la gene astăzi. Păi pentru când vreți programare? Astăzi? Sigur, vă așteptăm. Ai văzut? Simplu. Adevărul că e bună asta cu... Nu că sunt eu Adrian Menune. Dacă sunea, de exemplu, la un hotel în Poiana. Doare, sunt Carmen. Nu avem camere pentru da, asta. Da, așa e. Sunt Minune. Veniți, vă așteptăm. Chiar așa e. Da. Și întâmplă. Masă oriunde, și la cluburi, și la alea. Facem acum, ai dăm. Bun, am înțeles. Întrebarea numărul 13. Ți-ai fi dorit vreodată o viață normală? Da. De sincer? Și eu mi-aș fi dorit. Când apar gândurile astea? Adică în ce moment te gândești la chestia asta? Pentru că nu vă cunosc, dar îmi imaginez că aveți o viață destul de fericită în majoritatea timpului, dar și agitată. Prima dată a apărut când eram mică și vedeam că toți copiii vin pe jos, înghețați cu țurțuri, dar vin fericiți și cântând și ajung toți într-un grup în clasă și eu ajung din X6, mă dau jos și stau în bancă și aștept pe ei. Simțeam nevoia să fiu un copil integrat, să fiu un copil, știi? Da, de cele mai multe ori am fost văzută fata cu bani, fata fițoasă, doar din faptul că sunt cine sunt. Și acum, recent, îmi doresc să fiu normală câteodată, pentru că, na, fetele știu mai bine că am mai povestit eu despre treaba asta, am început să am probleme cu tenul și nu ar trebui să mă mai machiez. Cu cât mă machiez mai des, cu atât îmi răutățesc problema asta mea cu fața și îmi doresc să ies și eu pe stradă nemachiată, știi ce zic? Dar tot timpul mă gândesc că îmi face cineva o poză, mă filmează cineva, încep articolele. Păi și de ce nu ești dacă e pentru sănătatea ta și pentru sănătatea tenului tău? De ce nu-ți bași picioarele de lumea să spui, domnule, am probleme cu tenul, eu să știți că eu să ies nemachiată și mă interesează, până mă fac pentru binele propriu. Sincer, cred că n-am curajul să fac treaba asta, sincer. Pentru că mi-e greu și mie să mă accept așa cum sunt cu problemele mele și femeile mă înțeleg. Asta că o să te faci bine, stai liniștită, nu e problemă. Cum ai fi reacționat? Ai fi reacționat dacă ți-aș fi interzis să faci muzică? Adică, băi, tati, nu mai ai voie să faci muzică. Ți-aș fi demonstrat că sunt atât de bună încât te-aș fi convins să o fac și aș fi făcut-o. Cum ai provocat azi să vii la studio la Weru, nu? Cum a fost? Ce sincer? A fost mișto. Îmi întrebam pe Octavian. Nu e problemă, că răspundem la dublu. Dacă ar trebui să alegi între familie și carieră, ce ai alege? Familia. Ce e sincer? Am sigur. Crezi că ești capabilă să faci sacrificii așa cum eu am făcut, altfel încât să atingi nivelul de succes pe care ți-l dorești? Vreau să zic că da. Ia zic, e adevărat sau nu? E greu. Păi nu, ea răspunde tu cum simți. Nu știu, că îmi doresc. Aici e și minciună. Îți dorești, dar crezi că vei...
Poți să răspund la întrebarea asta cu un alt răspuns, nu cu da sau nu. Poți să răspund la întrebarea asta spunând că voi face tot posibilul ca copilul meu să nu simtă niciodată lipsa mamei ei, dar în același timp cariera mea să nu aibă de suferit. Au fost situații când eram la radio, urma să intru în live și să cânt și toți artiștii știu că ai emoții la radio, că în timp real îți lansezi piesa ta, ai emoții, oricât de mare ai fi. Hai să nu te duci să vorbești, exact, te duci să faci live cu band, exact. Poate să meargă multe. Și fix înainte să intru în live, m-a sunat soacra mea și mi-a zis, fata are febră 40, mergem la spital, vină după noi. Adică sunt situații și prin care o mamă care are și o carieră în același timp, ce să fac? Am zâmbit și am intrat și am cântat, bineînțeles. Și ulterior am fugit la spital. Adică astea-s riscurile meserii și da, le fac, Doamne, nu știu cât de bine, că n-am... Ce pot să fac? Nu e ca și cum aș putea să aleg una dintre ele. Amândouă fac parte din viața mea și trebuie să le fac cu brio. Foarte frumos spus. Dacă aș fi stat mai mult acasă cu tine, m-ai fi iubit mai mult ca pe maică ta? Da? Da. Să nu fie minciună. Nu e. Da? Este. Este minciună? Adică tot mama ar fi fost la inima mea? Da, da, te-am zis că ai zis dacă o jumătate gură. Sincer, lasă-mă să zic de ce a ieșit așa. De ce? Mama mea are un loc special în sufletul meu și toată viața mea, ea este inima și sufletul meu, pentru că... Ești, e mami tău și de-aia. Ea te-a ținut în burtă 9 luni, era să zic 9 ani. Da, și cumva, faptul că tata lipsește, la un moment dat a devenit o normalitate. Arată și mie un sol de pace. E mai emoționant, poligraf, sincer. La un moment dat, lipsa tatălui meu a devenit o normalitate, înțelegi? Și ca să pot să nu sufăr, că văd alți copii, că sunt în parc cu taților, că merg la film cu taților, că sunt aduși deci la școală de taților, că sunt pupați și giugiuliți în public de față cu toată lumea, că eu dacă ieșeam cu tata undeva, el stătea să facă poze. De nu lăsau oamenii să stea cu mine, înțelegi? Ca să nu sufăr, mi-am autoimpus să mă desprind ușor de nevoia aia de el. Să zic, asta sunt... Și cu tati și fără tati. Dar asta, sincer, m-a făcut să fiu femeia puternică care sunt astăzi, pentru că eu consider că nu depind de un bărbat în viața mea. Că am nevoie de soțul meu și te iubesc, Fabi, mult. Bravo, tati. Și ultima întrebare la care răspuns eu, dacă ești mândră, să fii fata lui tati. Da. Da. Și este sincer. Bravo, tati. Asta nici nu mai avea nevoie de aparat. Da. Și eu știu cu siguranță că răspunsul eu sincer. De plângăcioși de niște. Cu siguranță cel mai tare poligraf. Dar chiar nu mă așteptam să fiți așa. Nici eu nu mă așteptam la atâta emoție, jur. Mi se pare foarte tare. Când o să ai copii, o să vezi. Plăcerea mea de a munci e o chestie mișto, știi? Că așa îți crești copiii și a te sacrifica pentru ei. Eu fac chestia asta pentru mine și pentru ei. Și m-am pus eu pe primul loc ca să nu se simte altfel. Adică, bă, nu muncesc pentru copii, nu, pentru mine. Și deja meseria asta pentru mine a devenit o vacanță. În ce sens? Un stil de viață. În sensul că știu că mă trezesc dimineața și mă duc să petrec. Și fac și bani. Și mă și distrez. Nu mai e ca înainte să stai în teroare, să stai în frică, să stai, bă, cântă, voi alea. Bine, se mai întâmplă una la 1000 de nunți. Dar acum nu mai sunt vremurile de atunci. Nu mai sunt. Suntem în 2024, nimeni nu mai dă cu palma, cu sabia, foarte rar. Da, așa, out of record, dacă m-aș apuca de manele, ce îi zice? Bine, nu manele... Nu, dar dacă tu când zici că ușoară și eu trebuie să te am în vizor. Bine, nu manele de-astea... Adrian nu o lasă cânte manele. A, da, de ce? Că e bărbat. Vreau și eu. Pot? Îți dorești asta în secret? Bă, cumva da. Doar pentru că să știi că poți să o faci, să știi să o faci odată, nu? Da. Ce interesant. Vă mulțumesc din suflet, Adrian, îți mulțumesc că ai venit și te-ai deschis în fața noastră. Chiar și eu vă mulțumesc că 100% dacă m-ai fi sunat, poate nu aș fi ajuns, am multă treabă. Carmen mi-a tras foile și mă bucur că am ajuns la emisiunea ta și că v-am cunoscut așa personal. Data viitoare o să mai vin. Veniți la Arenele Romane și pe mine m-a convins Adrian să vin acolo pe 24 septembrie exact. La Arenele Romane. Le mulțumesc încă o dată. Carmen, îți mulțumesc din suflet. Ai fost extraordinar, ai făcut episodul să se întâmple și sincer, indiferent ce ar spune oricine că ești fata lui tata, ține-te tare pe drumul ăsta pentru că așa talent combinat și cu atâta seriozitate și inteligență mai rar. Mulțumesc și sunt convins că poți să duci mai departe familia asta în muzică pe culm și nu doar în muzică aparent. Mulțumesc mult, vă mulțumesc și vouă că ați urmărit, fraților, și noi ne revedem la următorul episod. Îi mulțumesc lui Octavian Examinatorul. Pa!